La Târgu Neamț există încă probleme cu depozitarea deșeurilor. Până la finalizarea gropii de gunoi de la Girov, în spațiul de la periferia orașului se colectează deșeurile într-un spațiu optim. Pentru a evita colectarea aleatorie a gunoaielor, poliția locală întreprinde curent acțiuni de patrulare în zonele de depozitare. Într-adevăr, până la finalizarea gropii de gunoi, noi vom mări și în același timp vom avea patrule pe zona respectivă în sensul că descurajarea depozitării gunoaielor pe malul în zona digului, mai e cu precădere, apoi în zona Blebe, acolo iarăși am mai găsit puncte de colectare a gunoiului, dar cel puțin pentru moment am înțeles că va fi finalizat locul prin degajarea gunoiului respectiv și nivelarea terenului. Noi vom sprijini societatea ECO din Târgu Neamț, care se ocupă, e administratorul direct a gunoaielor din, de pe raza orașului, prin patrulări susținute acolo în zona malului Ozanei, după care Piraza orașului, după blocuri, unde la tomberoane, unde sunt aplasate cele tomberoane, pentru ca să descurajăm cei care răscolesc și chiar fac mizerie în jurul tomberoanelor poate că în viitor, după cum spusesem cu acea patrulă verde, poate vom avea voluntari în care să ne sprijine pentru acțiunile respective. Se are în vedere prevenirea aruncării gunoiului în locuri nepermise și păstrarea curată a urbei, iar angajații poliției locale monitorizează toate zonele în care unii locuitori ai orașului obișnuiesc să arunce deșeurile din gospodării.